fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă. Atârnele de gât, ele te vor însoți în mersul tău. Te vor păzi în pat și îți vor vorbi la deșteptare, căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină. Iar îndemnul și miustrarea sunt calea vieții, ele te vor feri de femeia stricată de limba ademenitoare a celei străine, nu pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de ploapele ei, căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de numai. Rămâne decât cu o bucată de pâine și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump, poate cineva să ia foc în fără să i se aprindă hainele sau poate merge cineva pe cărbunea prin și fără să iardă picioarele. Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproape lui său. Oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își pierde viața cine face așa, nu va avea decât rană și rușine și nu i se va șterge, căci celozia în furie pe. Un bărbat și n-are milă în ziua răzbunării, nu se uită la niciun preț de răscumpărare și nu se lasă îndupălecat nici chiar de cel mai mare, dar, fiule, Ia minte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea, ca să fi cu chipzuință și buzele tale să aibă cunoștință, căci buzele femeii străine strecoară mireș cerul gurii ei este mai lunecos decât un telemnul, de dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri, picioarele ei coboară la moarte, pașii ei dau locuința morților, așa că ea nu poate găsi calea vieții. Rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiule, ascultă-mă și nu te abate de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora vlaga ta și unui om fără mila anii tăi ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia, ca nu cumva să gemi, la urmă, când carnea și trupul ți se vor istovi. Și pentru ce, fiule, ai fiind îndrăgostit de o străină și-a îmbrățișat sânul unei necunoscute, căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui, cel rău este prins în înseși nelegiuirile lui și este apucat de legăturile păcatului lui, el va muri din lipsă de înfrânare, se va potic din prea multă lui nebunie, ține învățătura, nu lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta, nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți, ferește-te de ea nu trece pe ea, o colește o și trece înainte zi. Înțelepciunii, tu ești sora mea. Și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați. Am văzut printre tinerii pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță, la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă, și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inimă. Și reată era bună de gură și fără astâmpăr. Picioarele nu-i puteau sta acasă, când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și, cu o față fără rușine, i-a zis, eram datoare cu o gertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele, de aceea ți-am ieșit înainte, să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt, mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloe și scorțișoară, vino, să ne îmbătăm de dragoste până. Dimineață să ne desfătăm cu dezmierdări, căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu banii și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare deodată. A început să meargă după ea, ca băl care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei nu te rătăci pe cărările ei, căci ea a făcut să cadă multe gertfe și mulți sunt cei pe care ea. Ucisia casa ei este drumul spre locuința morților. Drumul care coboară spre locașurile morții, gura curvelor, este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească domnul, acela cade în ea, căci curva este o groapă adâncă și străină, o fântână strâmtă.